Ne propunem rezolvarea următorului exercițiu. Efectuați calculele. Și avem trei calcule de efectuat, care sunt sume sau diferențe de fracții, la care numitorii sunt numere reale reprezentate prin litere. Pentru a putea aduna sau scădea două sau mai multe fracții, este nevoie să aducem la numitor comun, ceea ce înseamnă amplificări sau simplificări de fracții pentru a obține același numitor. Și vom începe cu primul calcul, calculul de la punctul A, 1 supra x minus 3 plus x supra x minus 2. Numitorul comun pentru aceste două fracții va fi produsul dintre x minus 3 și x minus 2. Deci prima fracție o vom amplifica cu x minus 2, iar cea de-a doua cu x minus 3. Obținem astfel x minus 2 ori 1, care este x minus 2, supra x minus 3 ori x minus 2, plus cea de-a doua fracție amplificată cu x minus 3, care ne dă x pe lângă x minus 3, supra, la numitor, x minus 2, pe lângă x minus 3. Deoarece am adus la numitor comun, observăm ambele fracții au același numitor, produsul dintre x minus 3 și x minus 2, putem scrie o singură fracție, care are numitorul x minus 2 pe lângă x minus 3 și la numărător suma numărătorilor celor două fracții, x minus 2 plus x pe lângă x minus 3. Și vom efectua calculele. Avem x minus 2 plus produsul dintre x și x minus 3 se efectuează folosind proprietatea de distributivitate, deci fiecare termen din paranteză se înmulțește cu factorul din afara parantezei, x ori x este x la a doua, x ori minus 3 va fi minus 3x. Supra, la numitor avem x minus 2 pe lângă x minus 3. Înmulțim pe x cu fiecare din termenii celei de-a doua paranteze, x ori x este x la a doua, x ori minus 3, minus 3x, minus 2 ori x este minus 2x, minus 2 ori minus 3 plus 6, egal în continuare cu, la numărător avem x pătrat, deci le scriem în ordinea descrescătoare a puterilor lui x, x minus 3x, care sunt termeni asemenea, va fi minus 2x, minus 2. Supra la numitor avem x pătrat, minus 3x cu minus 2x va fi minus 5x plus 6. Și astfel am efectuat calculul de la primul punct. Trecem la următorul punct, punctul B, unde avem x minus 1 supra x pătrat minus 2 supra x plus 1. Pentru a efectua acest calcul, trebuie să aducem din nou la numitor comun. În cazul nostru, numitorul comun va fi din nou produsul dintre x pătrat și x plus 1. Deci cea de-a doua fracție o vom amplifica cu x pătrat, iar prima fracție cu x plus 1. Egal mai departe cu. Prin amplificare, prima fracție devine x minus 1 pe lângă x plus 1 supra x pătrat pe lângă x plus 1. Minus cea de-a doua fracție, care este 2 ori x pătrat, adică 2x pătrat, supra, la numitor, x pătrat pe lângă x plus 1. Egal mai departe cu. Avem același numitor, x pătrat pe lângă x plus 1 la ambele fracții, deci putem scrie o singură fracție. X pătrat pe lângă x plus 1 va fi numitorul acestei fracții, iar la numărător, diferența dintre numărătorii celor două fracții, deci x minus 1
pe lângă x plus 1 minus 2x pătrat. Și în continuare efectuăm calculele. X minus 1 pe lângă x plus 1 este o formulă de calcul prescurtat, este produsul sumei prin diferență, deci vom obține x la a doua minus 1 la a doua, care este 1, minus în continuare 2x pătrat, iar la numitor avem x pătrat pe lângă x plus 1, un calcul pe care îl putem efectua din nou folosind distributivitatea, x pătrat ori x, care este x la a treia, plus x pătrat ori 1, care este x pătrat, egal în continuare cu, reducem termenii asemenea la numărător, minus x pătrat minus 1 supra x la 3 plus x la 2. Putem scoate factor comun pe minus 1 la numărător. Am avea minus 1 pe lângă x pătrat plus 1 supra x la 3 plus x pătrat, iar minus 1 îl putem scoate în fața fracției noastre, minus pe lângă x pătrat plus 1 supra x la 3 plus x la 2, o fracție care nu mai poate fi simplificată, deci acesta va fi rezultatul final. Și ultimul calcul, calculul de la punctul C, 3 supra x pătrat minus 9 plus 1 supra x minus 3 egal cu, vom aduce la numitor comun. Prima variantă ar fi să amplificăm a doua fracție, x minus 3 cu x pătrat minus 9, și prima fracție, 3 supra x pătrat minus 9 cu x minus 3. Însă, pentru a evita calculele dificile, ne vom întoarce atenția asupra numitorului primei fracții, unde observăm faptul că x pătrat minus 9 este o diferență de pătrate, x pătrat minus 3 la a doua, care, conform formulei a la a doua minus b la a doua, egal cu a plus b pe lângă a minus b, poate fi scris ca și x minus 3 sau x plus 3 pe lângă x minus 3. Deci este produsul sumei prin diferență. Și ne vom rescrie astfel prima fracție, 3 supra x plus 3 pe lângă x minus 3, plus în continuare 1 supra x minus 3. Astfel, observăm că pentru aducere la numitor comun este suficient doar să amplificăm cea de-a doua fracție cu x plus 3. Un calcul care va fi mai simplu. Egal în continuare cu 3 supra x plus 3 pe lângă x minus 3 plus, la numărătorul celei de-a doua fracții avem x plus 3 ori 1, adică x plus 3, supra x minus 3 pe lângă x plus 3. Egal mai departe cu, avem numitor comun, deci putem scrie o singură fracție, x minus 3 pe lângă x plus 3, iar la numărător 3 plus x plus 3, adică x plus 6. Rezultatul calculului nostru va fi x plus 6 supra x minus 3 pe lângă x plus 3. Ceea ce ne-am putut aminti din acest ultim exemplu este că atunci când aducem la numitor comun între două fracții, se poate întâmpla ca numitorul uneia dintre fracții să fie un produs care să conțină numitorul celei de-a doua. Iar în acest caz este suficient să amplificăm doar cea de-a doua fracție, astfel încât să obținem numitorul primei fracții și vom aduce astfel la numitor comun. Deci ne amintim faptul că pentru aducere la numitor comun, noi căutam cel mai mic multiplu comun dintre numitorii fracțiilor. Acestea au fost trei exemple de operații cu fracții care au numărătorii și numitorii
numere reale reprezentate prin litere. Mult succes în continuare!